Narcisa este una dintre primele flori care apar primăvara. Un semn clar că iarna s-a terminat. Ele sunt asociate cu noile începuturi și sunt adesea oferite ca daruri pentru a sărbători zilele de naștere, aniversările și alte ocazii speciale. Există zeci de varietăți și tipuri de narcise, din care iubitorii florilor pot să-și le aleagă pe cele preferate. La fel precum vorbitorii de limbă română, trebuie să aleagă forma de plural corectă dintre narcise sau narciși. Narciși. Narciș. Narcise. Narciș. Narciz. Narciș. 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 Mami i-am făcut cadou narciș. Ce mi-ai făcut flori narcișe? Știi, de narciș. La țară, așa ziceam, narciș. Narcișii sunt frumoși. Narcise. Păi, narcisele sunt florile primăverii, sunt foarte frumoase, îmi plac mult. Am mai multe flori de narcise. Narcisă, cu pluralul narcise, este un substantiv feminin ce are următoarea definiție în dicționar. Plantă ierbacee, monocotiledonată, cu flori albe sau galbene, plăcut mirositoare. Narcis, cu pluralul narciși, este un substantiv masculin ce are în dicționar următoarea definiție. Om îndrăgostit de propriul aspect fizic. Tânăr, frumos, îndrăgostit de el însuși. Deci, narcisele sunt flori, iar narcișii sunt personaje îndrăgostite de propriul aspect fizic. Să exemplificăm, bulbii de narcise vor fi plantați toamna. Pe malul lacului a apărut floarea de narcisă în locul unde a stat Narcissus. Narcisa este o floare care ne încântă la venirea primăverii. Pornind de la mitul lui Narcis, multe persoane sunt descrise de către cunoscuți, colegi, prieteni, ca fiind narcisiste. Termenul de narcisism vine din mitologia greacă. Narcisa este considerată o floare a copiilor și a adolescenței. Psihologii susțin că narcisul patologic este dominat de un sentiment exagerat acordat propriei persoane. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Ne întâlnim mâine pentru o altă aventură lexicală.